Agenția Europeană pentru Medicamente a anunțat joi că a aprobat pastila anticovid produsă de Pfizer și care devine astfel primul medicament antiviral administrat pe cale orală, autorizat în Uniunea Europeană. Aprobarea de către EMA permite statelor membre ale Uniunii Europene să folosească un nou instrument pentru a combate COVID. EMA a recomandat ca Paxlovid să fie autorizat pentru tratamentul COVID-19 la adulți care nu au nevoie de oxigen suplimentar și care prezintă un risc crescut ca boala să devină gravă, a transmis Autoritatea de Reglementare Europeană, potrivit unui comunicat. În Uniunea Europeană a fost autorizată pastila Pfizer, adică un fel de pastilă care ar combate acest virus. Nu știu. Dacă specialiștii o recomandă, normal. Deci nu am eu cunoștință despre această pastilă și despre ce medicamente sunt necesare. Dar specialiștii lucrează în domeniul ăsta și ei știu mai bine. Trebuie să ascultăm ce spun ei. Transmit doctorilor, la doctori de familie până la ceilalți doctori din spitale care se ocupă de COVID și probabil. Ușor, ușor, cred că anul ăsta scăpăm de COVID. Dacă ar fi omologată, aș încerca. Da? Deci nu v-ar fi teamă? Nu. Nu. Nu mi-a fost teamă nici de injecții. Am făcut 3 injecții până acum. Italia, Germania și Belgia se numără printre puținele țări din Uniunea Europeană care au cumpărat medicamentul, în timp ce vaccinurile sunt în centrul luptei contra pandemiei. Reglementatorii analizează antiviralele care pot fi administrate acasă ca o nouă armă împotriva variantei mult mai răspândite a Omicron. Binevenită, aș vrea una de... Păi, binevenită. Nu v-ar fi teamă? Poftim? Nu v-ar fi teamă să încercați? Este, cum de exemplu este un medicament, cum e al nostru, paracetamolul sinusul, ăla îl folosește toată lumea, că la gripe, la ăștia, nu? Așa și asta, pastila asta. Dar până apare pastila, vine ăștia cu Putin, vine cu războiul. Așa, tratament. Pe bază de pastila. Da, e foarte bun. Cred că dacă ar fi în farmacie în acest moment această pastilă, dumneavoastră ați încerca-o. Da, dar... cel mai bine să ne ferim, să ne protejăm, să nu ajungem să luăm pastile deloc. Situația asta, să nu ajungem în situația asta. Deci e preferabil să nu ajungem. Păi da, prevederea e mama înțelepciunii. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila spunea joi că Pfizer a cerut autorităților din România crearea unui fond național care să despăgubească eventualele victime ale administrării medicamentelor sale inovative, ceea ce ar crea foarte multe rezerve.